nu am niciun talent. Tu vrei te... Da, cine e zilei după? Păi e danez, jumătate de punct să primești eu, nu? Fiecare înțelege ce vrea până la urmă, e artă. Nu pot să cred. Ceea ce nu știți voi este că zeuți și semințe sunt niște artiști desăvârșiți. Hai să vedem cum s-a descurcat la probele lansate de noi. Bine v-am găsit cu un nou challenge aici la KFC Arena. De data asta îi avem alături de noi pe Semințe și pe Zeuț. Și băieții o să joace un challenge destul de interesant. Guess the player, head edition, sau mă rog, forehead edition mai bine zis. Băieți, în fața voastră aveți poze cu frunțile unor jucători celebri. Trebuie să ghiciți despre cine este vorba. Aveți o încercare fiecare. Cine răspunde corect primește un punct. Cine răspunde greșit, nu primește nimic. Corect. Ok? Deci când voi simțiți voi confortabil să răspundeți, răspundeți. Avem o frunte superbă în momentul ăsta. Acor. Maniac negatăl. Astea erau răspunsurile? Din nefericire, nu. Este greșit. Măcar e danez, nu? Jumătate de punct? Nu. No. Ăsta era răspunsul corect. Kerrigan. Păi e danez. Jumătate de punct să primești eu, nu? Asta e acord. Stai acord. Nu, e mă, să vedem. Tot danez. Zero puncte pentru băieți. Dar, bă, da, vă pricepeți foarte bine la danez. Seamănă foarte tare. Ok. Hai să vedem acum despre cine vorbim. Nu, ăsta e... Dupri. Dupri. Ia să vedem. Nu pot să cred. Mamă. Dar avem numai danezi pe listă sau care e? Mai danezi. Băieți. Și? Bun. Zaiu. Imen. Ai zis Zaiu? Ia să da, mă, Zaiu. Da, e aceeași funte cu Imen. Un punct acolo pentru Zeuț. Și hai să vedem. Semințe poate să, să egaleze. Opa. Elij. Da. 2-0. Felicitări. Mi-a făcut plăcere. Wonderful. Wonderful ăsta, da. Bun, Zeuț, felicitări pentru victoria aici la challenge. Sincer, ați fost foarte focusați pe danezi și bine ați făcut, că sunt foarte mulți jucători pro din Danemarca, dar nu știu dacă ați nimerit și frunțile. Asta e, păcat. 2-0 pentru Zeuț. Vă mulțumim frumos pentru participarea la challenge. Băieți, de data asta va trebui să desenați. Avem o rundă de KFC Draw și o să funcționeze lucrurile în felul următor. O să vă dau o temă și veți avea 2 minute la dispoziție să faceți cel mai bun desen pe care puteți voi să-l faceți. Ce vrem noi? Ce vreți voi, puteți să-l faceți cum vreți voi, dar să respecte tema pe care vă dau. Și la sfârșit o să avem un juriu, da? De fapt un judecător mai mult, surpriză, care va veni și va desemna câștigătorul. În următoarele 2 minute vreau să faceți designul la noul logo KFC. Ok. Și n-am niciun talent. Ce faci? Cele 2 minute au trecut. Este timpul să vă arătați operele de artă la cameră. Tu vrei. În aceste 2 minute superbe aceasta. Aici avem găina. E o găină, nu? Așa. Logo KFC. Ok. Și colonelul. Și câu din KFC e colonelul care se scalpe în cap? Da. Nu, nu asta a fost intenția ta, dar așa pare, da. Fiecare înțelege ce vrea până la urmă, e artă. Semințe? Ceva mai standard, așa, un KFC puțin mai tremurat, design clasic. Stilul post. Aici vreau să fie un bucket, care este extraordinar de la KFC și în sus n-am știut să fac un foc, așa, gen Hot Wings. Cam asta a fost ideea. Da! Felicitări! Bun. S-a putut. Acum, avem un judecător surpriză care va alege cel mai bun desen să intre în scenă Spicy Legend. Wow, Spicy Legends! Salutare! Da, cine zilei după?
Îți dau un bucket. Spicy pare puțin dezamăgit și a pus mâinile în cap. Nu știe pe cine să aleagă. Probabil pentru că operele de artă sunt de o așa calitate încât nu prea poți să alegi între ele. Până la urmă, arta e subiectivă. Spicy, alege pe Semințe! Bravo, și Semințe câștigă challenge-ul. Mulțumim frumos, Spicy. Mulțumim, băieți, și baftă în arenă. Mulțumim.